Scriitorul și jurnalistul Cătălin Ungureanu și-a lansat cea de-a treia carte intitulată Într-o zi, terapia pumnului în moacă. Personajul principal este însuși autorul antrenat într-o narațiune unde se confruntă cu rutina, încercând să găsească soluții pentru a-și face ziua mai savuroasă și diferită de celelalte. Iar pumnul în moacă reprezintă o revelație care nu permite autorului să meargă pe același drum al monotoniei. Cartea asta e despre mine. Ok, despre un tip care trăiește o zi, deci cheia, esența cărții nu constă în dezvăluirile mele despre propria persoană, dar constă în acel film narrativ, acea poveste pe care o trăiește personajul, sculându-se dimineața într-o formă și ajungând seara în altă formă, adică e vorba de o transformare până la urmă. Da. Îmi place că acest scris să ajungă la public, pentru că, așa cum am spus și în cadrul lansării, e posibil să fi fost un soi de exercițiu de narcisism pe alocuri, pentru că nu am nimic de ascuns. Și mi-ar plăcea, poate, ca oamenii să împărtășească emoțiile pe care eu le-am trăit la un moment dat și pe care le-am descris în carte. În cadrul evenimentului de lansare, scriitorul i-a provocat pe invitați la dialog, discutând despre carte, analizând situații din viață și încercând să găsească răspunsuri. Pentru că eu vreau, după seara asta, cumva să palpăm aproximativ o idee despre cum am putea sau care este secretul unei zile mai bun decât cea de ieri. Există un miez între toate aceste situații și miezul este că mă tem cel mai mult de necunoscut. De ce? Pentru că nu cunosc. Și dacă nu cunosc, mă tem că am să o dau în bară. Și dacă am să o dau în bară, o să fie rău. Cei prezenți afirmă că discuțiile și reacțiile oamenilor despre carte au fost interesante, întrucât același mesaj a fost văzut într-un mod diferit de către femei și bărbați, iar faptul că autorul s-a deschis atât de mult este un lucru de apreciat. Eu am ascultat discuția despre carte și pentru mine asta a fost mai interesant, cum oamenii reacționează la diferite mesaje. A fost interesat cum au reacționat pe de o parte bărbații, cum au reacționat femeile la aceleași mesaje, la aceeași carte. Și într-o discuție interactivă care a avut loc aici, îți dai seama că există anumite feluri de a înțelege aceeași informație, aceeași buchie, dar dându-i sens diferit. Și asta este destul de, pentru mine asta este foarte important. Însă și cartea, denumirea cărții îmi place mult. Da, nu am citit cartea, dar îmi place mult denumirea însăși terapia pumnului în moacă, pentru că deseori lumea se așteaptă la o terapie comodă, la o terapie, ori tocmai uneori terapia este chiar un pumn în moacă, câteodată chiar la propriu. Dar deseori l-a figurat 100% este un pumn în moacă când trebuie să îl iai la un anumit timp. Dacă nu îl iai, ți-l dă. Și mi-a plăcut faptul că autorul a avut îndrăzneala să se deschide, să se descopere, să fie vulnerabil. Și cred că atunci când tu te descrii pe tine și vrei să fii vulnerabil, prin asta te poți abstractiza de tine și să devii tu. La eveniment au fost prezenți și membrii familiei. Mama scriitorului susține că a văzut multă sinceritate în cadrul lansării, iar cititorii îl vor descoperi și mai mult pe Cătălin. A fost o atmosferă foarte caldă. Am văzut acolo sinceritate. Am văzut dorință de a participa. Am văzut reflecții comune. Și chiar mi-a creat o plăcere intelectuală. Zicem așa, eu consider că pentru un început de drum pentru această carte a fost foarte bine. O să-l descoperi pe Cătălin așa cum l-am descoperit și eu. Trebuie să mărturisesc că Cătălin e băiat mare și de mult s-a disociat de mama lui. Deci el își trăiește viața emoțională de unul singur. Este un tip reflexiv, este un tip analitic, singur învață din greșeli.
nu îi place să fie conciliat, preferă să greșească ca să tragă lecții de acolo. Și la început, cred că a fost... M-am simțit nu tocmai confortabil eu pe postura mea de mamă, dar am acceptat pentru că am înțeles că asta e normalitatea. Și am început să privesc detașat la el, la trăirile lui, și am început să-l descoper ca și bărbat adult și îmi place ce văd. Tatăl scriitorului a fost prezent la toate lansările fiului său, însă aceasta a fost cea mai prietenoasă și interactivă în viziunea sa. Aceasta mi-a părut cea mai caldă, cea mai prietenoasă. O atmosferă, nu vreau să spun că ieșită din comun, o atmosferă la care au participat prietenii lui Cătălin, unde au pus întrebări, unde au primit răspunsuri, unde... Într-un fel, l-au impus pe Cătălin să se descopere, să-și spună părerea despre unele aspecte, despre unele situații din viață, despre unele evenimente pe care le-a descris în carte. Deci, în general, a fost o atmosferă caldă. La finalul evenimentului, Cătălin ne-a spus că s-a simțit bine, în special în momentul în care publicul a început să adreseze întrebări. Bine, la început m-a agitat un pic. A fost un pic agitat la început. Aveam impresia că, ok, acum și termin evenimentul și eu nu știu exact cum. Parcă îmi epuizasem discursul, era un pic mai dezlănat decât eu mi-aș fi dorit. Nu avea o structură foarte, foarte bine elaborată. Dar după asta, când au început interacțiunile, m-au simțit foarte în largul meu și atunci când au apărut întrebările, cu atât mai în largul meu m-au simțit.